Un miracol pe zi. Fii liniștit. Te frămânți cu atât de multe lucruri. Sunt gânduri negre pe care le întorci în mintea ta pe toate părțile. Sunt amintiri din trecut care te-au rănit, urme ale respingerii sau cuvinte grele pe care încă le păstrezi în tine. Sunt îngrijorări și scenarii cu privire la un viitor nesigur. Dumnezeu vrea să înlocuiască aceste zone pustii ale durerii și respingerii cu vindecare și restaurare. El nu vrea ca tu să te târăști plin de durere și amărăciune, ci vrea să îți ofere viață din belșug, lucruri consistente care să hrănească inima ta plămândă de sens și dragoste. Fă puțină ordine în gândurile tale și discerne care sunt adevărurile pe care ți le spune Dumnezeu și care înseamnă acceptare, iertare de plină, restaurare și care sunt gândurile destructive care vin din partea celui rău. Redu la tăcere totală orice gând care nu vine de la Dumnezeu, oprește șirul toxic, refă traseul mental, reformulează fiecare gând în acord cu ceea ce îți spune Dumnezeu. Apostolul Pavel spune: noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. 2 Corinteni 10:5. Dacă vrei să experimentezi pacea lui Dumnezeu, trebuie să refaci acest circuit în continuu. Răstorni gândurile toxice și mincinoase despre tine, despre Dumnezeu, despre lume, despre viitor și fiecare gând îl reformulezi din prisma a ceea ce spune Hristos. El îți spune: ești iubit de plin, ești iertat, ești acceptat, ai un viitor minunat, are sens slujirea ta, sacrificiul tău, există o recompensă pentru tot ce oferi aici. Într-o zi îl vei vedea și îl vei cunoaște de plin. Mă bucur că existi. Un miracol pe zi.